Bună ziua încă o dată! Vreau să vă comunic în primul rând că suntem online. O parte a ședinței va fi deschisă pentru publicul larg și pentru presă. În al doilea rând, la această ședință nu vom discuta subiecte concrete. Este mai mult o ședință la care o să discutăm despre cum va activa acest Consiliu de acum încolo. Probabil ați văzut decretul prin care a fost numită o nouă componență a acestui Consiliu. Astăzi am invitat și instituții care nu sunt în Consiliu, dar care sunt responsabile de combaterea corupției și de reforma în justiție. Nu știu dacă a reușit să ajungă aici reprezentantul Consiliului Suprem al Magistraturii. Înțeleg că au ședință, sper de acum încolo să putem să coordonăm agendele așa încât să reușească să vină și reprezentanții CSM. Vreau să o prezint pe Ana Revenco, care este secretarul acestui Consiliu. Mulțumesc! Și aș vrea să discutăm la început despre așteptările pe care le am eu în raport cu activitatea Consiliului, dar mai ales în raport cu activitatea instituțiilor care trebuie să asigure securitatea statului. Vorbind despre componența nouă a acestui Consiliu, vreau să vă amintesc că prin lege sunt delegați reprezentanții anumitor instituții și eu o să fiu foarte direct aici, în raport cu unii oameni, unii reprezentanții instituțiilor care sunt delegați prin lege, eu am anumite dubii cu privire la capacitatea lor de a lua decizii corecte pe probleme care țin de securitatea statului și îmi rezerv dreptul, la anumite discuții, să nu invit. Atunci când voi considera că există conflict de interese sau există riscul conflictului de interese. Astăzi, în lipsa unei majorități responsabile în Parlament, în condițiile unui guvern în exercițiu, în situația în care multe dintre instituțiile statului sunt în continuare controlate de grupări corupte, acest Consiliu va fi platforma unde se vor discuta riscurile interne și externe la adresa securității statului. Pe această platformă noi vom discuta și vom lua decizii despre acțiunile pe care trebuie să le întreprindă instituțiile statului, așa încât aceste riscuri să fie diminuate și mai ales pentru a opri schemele de corupție care subminează funcționalitatea statului. Aici, la Consiliul Suprem de Securitate, fiecare instituție va vorbi despre acțiunile sau inacțiunile sale și va trebui să răspundă pentru aceste lucruri. Nu este o noutate că corupția, și mai ales corupția mare, este cel mai mare pericol la adresa statului și a bunăstării cetățenilor. În ultimii 30 de ani, cetățenii Republicii Moldova au fost furați în mod sistematic de un grup de hoți, chiar criminali, aș spune, conectați cu politicul și cu justiția. Poftele nelimitate ale acestor hoți, protejați, au sărăcit sute de mii de oameni și au alungat din țară un milion de oameni. Avem faima de cea mai coruptă țară din regiune. Nicăieri, în lume, nu s-a furat printr-o singură schemă de corupție 12% din produsul intern brut. Mă refer aici la furtul miliardului. Nicăieri, puteți să verificați statistica internațională. Nicăieri, în altă parte, nu s-au făcut spălări de bani în valoare mai mare de câteva ori decât PIB-ul țării. Între timp, noi ne-am pricopsit cu o sumedenie de instituții menite să facă justiție și să combată corupția. Au fost elaborate o sumedenie de strategii și elaborate legi. Pe hârtie aveam cea mai complicată, cea mai sofisticată infrastructură instituțională
de combatere a corupției și de asigurarea justiției. Cetățenii plătesc salarii mari, da, mari, în comparație cu salariul mediu pe economie angajaților acestor instituții. În timp ce corupția crește și înflorește, noi nu reușim să ducem nici contul schemelor de corupție despre care auzim, presa abundă de aceste istorii despre corupție, iar oamenii sunt copleșiți de atâtea scheme și fraude. Și în tot acest dezastru nu se vede niciun efort, cât de plăpând, cât de mic, al instituțiilor noastre, care să demonstreze că ele încep să se apuce de lucru. Niciunul. Eu nu exagerez. Am văzut că unii dintre conducătorii instituțiilor de drept ne recomandă să ne căutăm de treaba noastră, să rezolvăm problemele economice și sociale ale cetățenilor și să nu șterbim din independența instituțiilor de justiție și a celor care trebuie să combată, să prevină corupția. Vreau să vă comunic că este foarte greu să-i ajuți pe oameni, să ai grijă de ei, când bugetul țării este furat permanent, atunci când se scot miliarde din banii publici, prin scheme din sistemul bancar, prin scheme la achiziții publice, atunci când nu se face nimic pentru a opri contrabanda și evaziunea fiscală, atunci nu rămân bani pentru ca să crești pensiile, să fie și ele un pic mai bune, pentru că dacă discutăm astăzi despre pensia medie pentru muritorii de rând, ea este de 2000 de lei. Pensia medie din sistemul în care vin majoritatea celor care trebuie să combată corupția și să asigure justiția, este de 20.000 de lei. Și eu cred că asta este o mare inechitate, în primul rând, și în al doilea rând, este o mare responsabilitate a celor care sunt în sistem, ca să-și facă treaba și să ajungem într-o zi să aibă toți oamenii care au muncit în țara asta dreptul la pensie de 20.000 de lei. În aceste condiții nu poți să-i ajuți nici pe familiile cu mulți copii, nici pe oamenii cu probleme de sănătate și așa mai departe, pentru că e nevoie ca banul public să fie păstrat, ca să poți să-l aloci pentru cei care au nevoie de el. Atunci când se fură un miliard de dolari din sistemul bancar, atunci când prin țara ta se spală zeci de miliarde de dolari, atunci când funcționarii care iau mită, care cer mită, care hărțuiesc mediul de afaceri, rămân nepedepsiți, atunci este foarte greu să convingi investitorii domestici sau pe cei străini să vină și să investească în țara asta, să deschidă întreprinderi și să creeze locuri de muncă. Atunci pur și simplu nu poți să rezolvi problemele economice ale țării. Atunci când cei care trebuie să investigheze spălările de bani ne povestesc că banii spălați nu sunt ai noștri și respectiv nu ar trebui să ne intereseze, atunci nu ai cum să construiești un sistem bancar credibil. Pentru că din cauza acestor operațiuni de spălare de bani, Moldova a ajuns în lista zonelor offshore și băncile străine serioase nu vor să aibă legături comerciale cu băncile noastre. Și suferă iarăși consumatorii, clienții băncilor din Republica Moldova. Atunci când în sfârșit unele bănci din Republica Moldova încearcă să impună reguli pentru a opri spălarea de bani, iar justiția, judecătorii dau decizii în favoarea spălătoriilor de bani, atunci e clar că nu poți să construiești un sistem bancar sănătos. Atunci când ești conducător într-o țară unde corupția este la ordinea zilei și nu se face nimic pentru ca ea să fie oprită, e foarte greu să-ți promovezi țara și e foarte greu să obții asistență externă pentru țară și pentru oameni, pentru tot felul de proiecte, și în domeniul social, umanitar, economic, infrastructură, pentru că oamenii din alte țări nu pot să înțeleagă cum după 6 ani de la furtul bancar nimeni nu este pedepsit, niciun ban nu este recuperat. Oamenii ăștia pur și simplu nu înțeleg cum asta este posibil. Și nici noi nu înțelegem. E greu să le explici acestor oameni cum cei care au furat, după 6 ani în continuare, sunt lăsați să cheltui banii pe care i-au furat.
mai mult decât atât, să-și construiască partide politice și să pretindă la funcții în alte stat. Un alt exemplu, atunci când te pomenești iar cu angajații de la calea ferată în stradă, făcând grevă, făcând proteste pentru că nu și-au luat salariul din mai multe luni de zile, te întrebi, dar poate măcar un dosar din cele multe care au fost deschise în ultimii 20 de ani, poate a fost dus până la capăt. Și afli că nu, niciun dosar pe managementul corupt de la calea ferată n-a fost dus până la capăt niciodată. Și de aceea acolo a continuat corupția și de aceea oamenii iarăși au ieșit în stradă pentru că nu au salarii. Și lucrul ăsta este valabil pentru foarte multe întreprinderi de stat. Și lista asta poate să continue și până dimineața aici putem să înșirăm toate cazurile de corupție pe care dumneavoastră le știți mai bine și decât mine. Eu sunt mirată că dumneavoastră nu faceți legătura între acțiunea sau inacțiunea instituțiilor pe care le conduceți și dramele pe care le trăiesc cetățenii. Sunt adevărate drame pentru că atunci când oamenilor li se iau afacerile, atunci când oamenii ajung să facă închisoare fără nicio vină, asta este o dramă. Atunci când oamenii n-au acces la servicii medicale, pentru că din sistemul medical la achiziții publice se fură sute de milioane de lei de ani de zile. Și aceste sute de milioane de lei furate nu ajung pentru a cumpăra echipamente moderne care ar putea să salveze vieți. Și despre asta se discută la nesfârșit. Nu am văzut niciun caz dus până la finalitate și pedepsit măcar cineva. Sunt drame și drame. Sunt dramele copiilor care stau departe de părinți pentru că din cauza hoției părinților nu pot să-și câștige bucata de pâine aici acasă. Și îmi pare foarte rău că unii dintre dumneavoastră nu văd aceste legături directe și esențiale între combaterea corupției și dezvoltarea țării. Situația în care ne aflăm este o mare rușine pentru toate instituțiile și pentru toți conducătorii acestor instituții. Unii dintre dumneavoastră o să-mi spună că este prea mult de lucru, că sunt prea multe dosare pe mesele dumneavoastră și că nu reușiți. Eu vreau să vă spun că dacă ați fi investigat măcar 2, 3, 4, 5 cazuri de corupție mare și ar fi fost finalitate și cei care au fost implicați ar fi fost sancționați dur conform legii, noi astăzi nu am mai fi avut atât de multe cazuri de corupție. Dar tocmai pentru că în țara asta nimeni niciodată n-a fost pedepsit pentru corupția mare, tocmai de asta avem atât de multe cazuri de corupție. Dumneavoastră, prin deciziile dumneavoastră, puteți opri corupția. Dar până acum, noi am văzut mai multă fără de lege decât aplicarea legii. Unii dintre dumneavoastră o să-mi spuneți că sunt și cazuri care au fost duse la bun sfârșit. Da, știu, sunteți mult mai curajoși atunci când trebuie să sancționați primarii, pentru că după ce au fost aleși în funcție nu și-au dat afară soțiile de la bibliotecă, sau să trageți la răspundere fermierii pentru că au ieșit la protest, sau să chemați la interogatoriu consilierii raionali după ce l-au dat afară pe președintele corupt care este rudă cu Igor Dodon. Asemenea lucruri știu că reușiți să le faceți. Dar din păcate nu reușiți să vă ocupați de corupția mare, pentru că puținele dosare care au fost intentate în raport cu judecători corupți sunt mușamalizate cu viteză mare. Nu mai zic deja de oameni cu funcții înalte, deputați, miniștri, politicieni și așa mai departe. Acolo nu vedem niciodată nicio finalitate. Despre schemele de corupție ale lui Nicu Forciuc și Andronache știu de-a mult și copiii de la grădiniță. Numai instituțiile noastre de combatere a corupției nu vor să știe despre aceste scheme. Doar în perioada de câteva luni în care am fost la guvern, eu împreună cu colegii mei, atunci am trimis foarte multe informații despre cazuri clare de corupție. Și am încercat să aflu acum care este rezultatul, că a trecut totuși ceva timp. Pe marea majoritate din aceste informații pe care le-am transmis noi atunci, nu avem nicio finalitate. CNA
nici nu știi ce se întâmplă cu cazurile pe achizițiile frauduloase în corupție. Domn director, eu stau și mă întreb, dar cu care cazuri complicate vă confruntați dumneavoastră și care sunt mai importante, dacă despre asta nici nu știți la ce etapă sunt? Se creează impresia că unii conducători de instituții acoperă aceste scheme sau nu se interesează deloc. De exemplu, sau un alt exemplu, se discută de atâta timp despre mafia drogurilor, despre implicarea unor polițiști și a unor procurori. Nimic, nicio finalitate. Și se discută de ani buni. Și este un domeniu în care sunt implicați bani mari și angajați ai instituțiilor statului care trebuie să combată corupția. Zero rezultate. La discuțiile pe care le-am avut cu unii dintre dumneavoastră, ați arătat cu degetul unii la alții. Procurorii spun că judecătorii dau decizii ilegale. Judecătorii spun că procurorii nu anchetează judecătorii corupți. Eu vreau să vă spun că dumneavoastră aveți toate instrumentele ca sistemul să înceapă să funcționeze. Dacă toate instituțiile care sunt în această sală, plus CSM, care astăzi nu este, dacă toate instituțiile în această sală ar colabora și și-ar dori ca sistemul să înceapă să funcționeze, sistemul ar funcționa. Cadrul legal există. Nu mai povestiți că mai trebuie de făcut nu știu ce modificări, că s-au făcut mii de modificări, ca să nu zic milioane. Deci e nevoie de voință. Dumneavoastră astăzi puteți să curățați sistemul. Sistemul judecătorilor cu procuratura, cu ANI, cu CNA, cu Ministerul de Interne, cu CSM, cu CSP, dacă toate instituțiile ar funcționa și dacă s-ar vrea să funcționeze, dumneavoastră aveți toate instrumentele ca lucrurile să se miște din loc. Dar, din păcate, ele nu funcționează și de asta trebuie să avem această discuție astăzi aici. Eu nu zic că este simplu, dar dumneavoastră v-ați asumat conducerea acestor instituții și e responsabilitatea dumneavoastră să faceți ordine și să faceți ca aceste instituții să lucreze. Dacă printre conducătorii instituțiilor de care depinde reforma justiției și combaterea corupției sunt din cei prinși în mrejele grupărilor corupte, vă sfătui să depuneți mandatul. Să nu încercați să împiedicați lucrurile în continuare. Să fiți siguri că sistemul ăsta care a permis perpetuarea corupției ani de zile nu va mai ține. Dacă nu o să opriți dumneavoastră corupția, oamenii o să iasă în stradă și o să vă pedepsească cum știu ei. Acest dezmăț, când în fiecare zi auzim că încă un judecător corupt a fost promovat în funcție, când vedem că au mai fost sustrase niște proprietăți ale statului, când vedem deputați, judecători, procurori, tot felul de angajați ai agențiilor publice care se îmbogățesc peste noapte fără ca să poată să-și dovedească proveniența legală acestor averi. Acest sistem pur și simplu nu poate să mai fie tolerat de către oameni. Poate dumneavoastră nu ați comunicat de mult cu oamenii, eu vă spun că răbdarea lor este la limită. Ori începeți să faceți lucrul așa cum scrie legea, să lucrați în echipă, ori să lăsați locul pentru ceilalți care pot să o facă mai bine. Unii dintre dumneavoastră s-au arătat nedumeriți sau chiar s-au ofensat de interesul pe care l-am arătat eu pentru activitatea instituțiilor pe care le conduceți. Pentru cine nu a urmărit campania mea electorală, eu vreau să vă anunț că eu am câștigat votul la aproape 1 milion de oameni pentru ca să curățăm țara de corupție. Asta le-am promis eu oamenilor. Și mort copt, asta vom face. Eu pentru asta am primit încrederea oamenilor, dumneavoastră, pentru asta sunteți salarizați. Pentru asta primiți salariul. Astăzi, președinția este cea mai credibilă instituție în stat și eu am tot dreptul, în numele oamenilor care m-au votat, să vă întreb de ce lucrurile nu se mișcă și să vă cer ca lucrurile să înceapă să funcționeze în interesul cetățeanului.
conform legii. Eu nu vă cer altceva. Eu vă cer ca instituțiile statului să funcționeze conform legii și să-și îndeplinească sarcinile, așa încât în țara asta oamenii cinstiți să poată să trăiască normal. Nu cerem lucruri care nu pot fi făcute. Se tot pomenește de independența justiției, de independența instituțiilor care trebuie să combată corupția. Vreau să clarificăm aici lucrurile. Independența pe care o cere legea și pe care o cer instituțiile internaționale nu este pentru ca să se comită abuzuri sau pentru ca să nu se facă nimic în aceste instituții. Această independență este pentru ca legea să fie aplicată. Ce am văzut noi până acum a fost mai multă fără de lege decât lege. Eu știu că voi simțiți această presiune a oamenilor, chiar dacă n-ați urmărit campania electorală, dar trebuie să înțelegeți că aceasta nu este presiune pe justiție. Asta este presiune pe lipsa justiției. Și această presiune trebuie să vă pună pe toți pe gânduri și să începeți să lucrați în echipă, ca un stat. În primul rând să începeți cu curățarea instituțiilor pe care le conduceți și în al doilea rând să începeți să colaborați între instituții. Pentru că doar așa o să putem să ajungem să avem o țară curată. Eu vreau să mai repet la sfârșit. Acest dezastru nu poate să mai continue. Cu voia sau fără voia unora dintre dumneavoastră, noi o să facem ordine în țară. În sistem sunt foarte mulți oameni de treabă. Nu neapărat în funcții înalte, dar sunt oameni care își doresc să trăiască într-o țară normală și ei și familiile lor. Și care înțeleg că trebuie pus capăt acestui dezmăț. Eu o să mă sprijin pe acești oameni corecți din sistem, eu o să îi susțin pe acești oameni și le spun că ușile președinției sunt oricând deschise pentru ei. Eu o să folosesc toată credibilitatea mea ca să atrag instituțiile de drept europene și altor state în investigarea unor hoții de proporții și lucrurile o să se schimbe. Schimbările în justiție se vor baza, în primul rând, pe oameni. Da, știu că va fi greu la început, știu că sunt oameni care se tem, sunt oameni care încă nu au încredere în mine sau în posibilitatea schimbării. Mulți oameni au fost sancționați în trecut pentru că au avut curajul și inițiativa să meargă împotriva sistemului, dar cu fiecare victorie, următorul pas va fi mai ușor. Cu fiecare judecător corupt alungat din sistem, justiția va deveni o gură de aer proaspăt. Cu fiecare caz finalizat cu condamnare, vor fi prevenite noi abuzuri. Cu fiecare schemă de furt și contrabandă oprită, turațiile corupției vor scădea. Nu va fi ușor și nu va fi imediat. Viteza, evident, depinde de fiecare dintre noi. Cu cât mai repede vom trece peste orgolii, neînțelegeri, manipulări, cu atât mai eficient vom lucra împreună. Viteza poate fi mai mică sau mai mare, dar destinația este aceeași și cetățenii neapărat vor câștiga această luptă. Sunt foarte multe subiecte pe care trebuie să le discutăm în ședințele următoare ale Consiliului Suprem de Securitate. Eu o să anunț câteva teme pe care le consider eu și echipa mea importante pentru următoarele ședințe și o să vă invit să discutăm și părerea dumneavoastră despre priorități, despre urgențe, dar și despre modul în care, în primul rând, Consiliul Suprem de Securitate poate să devină o instituție funcțională și, în al doilea rând, instituțiile pe care le conduceți, mulți dintre cei care sunteți aici, să înceapă să-și facă treaba așa cum scrie legea. Despre prioritățile imediate. Furtul miliardului este subiectul numărul 1. Concesionarea aeroportului Chișinău, dosarul companiilor de asigurări, delapidarea patrimoniului din Ucraina, finanțarea ilegală a partidelor și a campaniilor, a partidelor politice și a campaniilor electorale,
dosarul Landromatului rusesc, contrabanda cu produse de tutungerie, trafic de droguri și anabolizante, defrișările ilegale, un subiect foarte pertinent, capacitatea de răspuns la pandemia COVID-19. Astea sunt cele câteva subiecte pe care le anunț astăzi pentru ședințele următoare ale Consiliului Suprem de Securitate. Acum o să încheiem aici partea publică a acestui eveniment și o să vă invit să rămâneți în continuare ca să discutăm despre modul în care va funcționa acest Consiliu și despre alte subiecte pe care ați putea să le propuneți dumneavoastră pentru agenda imediat următoare a Consiliului. Vă mulțumesc!